Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem împreună ca în fiecare seară de acum la Zi de Zi. Cuvântul pe care vreau să vi-l pun la suflet în seara aceasta în care pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, este acesta: căci necazul nostru de acum, ușor și trecător, ne aduce nouă mai presus de orice măsură slavă veșnică, covârșitoare, spune Sfântul Apostol Pavel Corintenilor. Necazul nostru de acum, era o perioadă grea, ușor și trecător, oricât de greu ar fi, e trecător, ne aduce nouă mai presus de orice măsură slavă veșnică, covârșitoare. A fi covârșit de slava veșnică a lui Dumnezeu. Trebuie să vă spun că în săptămâna aceasta v-am prezentat imagini de pe o stradă în care altă dată, ca studenți, ne plimbam să stăm liniștiți, să nu ne deranjeze nimeni. Ați remarcat că suntem sufocați de mașini. Mă tem operatorul nostru să nu fie atins din spate de un parcangiu care încearcă să învârtă și să înfigă mașinile în fel și chip. Poate că necazul acesta de a ne sufoca unii pe ceilalți, de a ne sufoca sub o tehnică sigur necesară, dar clar supraevaluată, va face din noi să fim un pic mai atenți la aceste cuvinte și să facem alegerea între slava covârșitoare a lui Dumnezeu și covârșirea sub tot ceea ce am construit ca lume în care credem că ne este bine. De altfel, am și găsit un text frumos din Mark Twain. Peste 20 de ani vei fi dezamăgit din cauza lucrurilor pe care nu le-ai făcut, nu din cauza lucrurilor ce le vei fi făcut până atunci. Există un nefăcut din urmă care nu poate echilibra nicicum nefericirea noastră. Nu, credeți-mă, dacă ne luăm 5 mașini către bătrânețe, nu o să vindecă în lipsa mașinilor de altă dată și oricum ne va fi mai dor de autobuzul de plastic pe care îl plimbam pe covoare prin casă sau pe puținele noastre străzi asfaltate decât de tot ce s-a construit în jurul nostru între timp. Există o încercare de a ne răzbuna parcă pe liniștea noastră de altă dată. Ar merita să încercăm să ne păstrăm din când în când măcar liniștea aceasta, care ar fi absolut necesară așezării noastre pe lucrurile cu adevărat importante. Slava covârșitoare a lui Dumnezeu vine din răbdarea necazurilor. Cât ar fi ele de grele sau de ușoare, ele sunt până la urmă răsplătite de Dumnezeu cu dragostea sa. Pentru că nu avem un Dumnezeu care să urască eforturile noastre, ci avem un Dumnezeu care știe de fiecare dată, ca un foarte bun antrenor, să ne așeze în echipă acolo unde ne este locul. Tocmai pentru a ne putea dărui cu bucurie șansa de a fi campioni ai împărăției lui Dumnezeu. Știu, pare necinstit să vorbesc astfel într-o țară în care își pierde din ce în ce mai mult campionii și nu-i prea bagă în seamă. Dar merită să ne aducem aminte că orice fel de medalie se câștigă cu foarte multă muncă, cu stăruință, cu dragoste, cu un antrenor pe măsură și, nu în ultimul rând, cu voia și cu grija lui Dumnezeu. Dacă am începe cerându-i voia lui Dumnezeu în câștigarea punctelor noastre de viață și de moarte, poate am reușit să trăim un pic mai liniștiți. Mâine este o nouă zi.